Salut, ciobănaș! Astăzi o să vă fac un vlog de la grâu. Anul ăsta nu am reușit să fac nicio filmare din câmp pentru că nu am fost. Aici avem o remorcă. Anul ăsta a fost un an foarte bun. Deși a fost secetă, a fost un an bun. Am scos destul de bine. Aici avem una, o remorcă, o să vă arăt, avem 3 pline. Astea toate 3 o să plece la un cioban. Sunt vândute, astăzi merg să le cântărească și le ducem la el ca să le descarce. Mâine începem la ovăz. M-am promis frate-mi că o să facă filmare de la ovăz pentru că la grâu am recoltat vreo 5 zile și tot m-au amânat ca azi, că mâine, până într-o zi când s-a întâmplat cu roata pe față, s-a rupt ceva, a intrat și a tăiat și cauciucul și roata, stai să mă dau jos, a tăiat și cauciucul și camera din coacea. Mai avem încă o remorcă plină. Și mai avem încă una. Astea toate, v-am spus, o să merg la un cioban. Anul ăsta foarte mulți ciobani au cumpărat grâu. Nu știu din ce cauză. Foarte mulți. Am făcut și eu un stoc de câteva, cam jumate din, mai bine de jumate din producția de anul ăsta am oprit-o. Deci ce am scos aici și ce am mai vândut, astea a fost că n-am mai avut unde să le băgăm. Și am dat că decât să-l punem strat foarte mare, și așa e pus destul de mare stratul, am preferat să mai și dăm din el. Ne mai trebuie bani pentru, acum începem mai un pic la arat. Avem de lucru. Acum merg să pară și pe a treia remorcă. Vedeți, nu e aceeași remorcă. Dați-vă la... Aici e altă remorcă. S-au umblat pisicile prin ea. Sau păsările au umblat prin ea. Vedeți, e la fel.